Specialiștii ANME au realizat estimările meteorologice pentru 4 săptămâni. Astfel, până aproape de mijlocul lunii decembrie, temperatura aerului va avea valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, asta în regiunile estice și în cele sud-estice. Local și în cele centrale, temperaturile vor avea aceeași structură. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în majoritatea regiunilor. În perioada 14-19 noiembrie 2018, temperatura aerului va avea valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în regiunile estice, sud-estice și local în cele centrale, iar în restul țării vor fi în general apropiate de mediile multianuale ale săptămânii. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, exceptând partea de est și de sud-est a țării, unde se vor încadra în general în limitele normale ale perioadei. În perioada 19-26 noiembrie, valorile termice vor fi, în general, mai scăzute decât cele normale, cu o diferență mai mare în zonele de munte și în regiunile estice și sud-estice. Precipitațiile vor fi mai scăzute în vestul și nord-vestul teritoriului și mai ridicate în regiunile sudice, sud-estice și estice. În perioada 26 noiembrie-3 decembrie 2018, mediile valorilor termice ale săptămânii se vor situa sub cele normale în toate regiunile. Cantitățile de precipitații estimate a se înregistra în această perioadă vor fi în general apropiate de mediile multianuale în regiunile extracarpatice și posibil deficitare în restul teritoriului. În perioada 30 decembrie, temperaturile din această săptămână vor fi sub cele normale pentru perioada în care ne aflăm. Cantitățile de precipitații înregistrate vor fi, în general, apropiate de normalul perioadei. Pentru județul Brașov, de joi sunt așteptate ploi, valorile termice sunt în scădere, iar pentru noaptea de sâmbătă spre duminică se așteaptă o temperatură de -6-7 grade Celsius. Ca urmare a numărului mare de incendieri a vegetației uscate din anii precedenți, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului au luat o serie de măsuri drastice. În ceea ce privește arderea miriștilor, vegetațiilor, stufărișilor, va duce la conștiință că este strict interzisă, iar atât persoanele fizice cât și juridice deținători de terenuri, da, vor primi amenzi drastice, între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice, între 25.000 și 50.000 pentru persoane juridice. În ceea ce privește ariile naturale protejate, arderea vegetației fără acordul autorității de terenuri reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an și cu o amendă penală între 30.000 și 60.000 de lei. Singura situație în care este permisă arderea este atunci când se impune o măsură de carantină fitosanitară sau pentru prevenirea răspândirii bolilor și a dăunătorilor specifici. Polițiștii brașoveni au început verificările după ce un șofer din Brașov ne-a sesizat la redacție cu privire la modul în care doi tineri ar fi încercat să facă rost de bani zilele trecute în parcarea unui supermarket din oraș. O femeie și un bărbat au încercat să facă rost de bani sub pretextul că mașina le-ar fi fost lovită de autoturismul condus de șoferul care le-a prezentat cazul reporterilor Brașov TV. Văzând că nu reacționez, voiau, cred eu, să ne înțelegem contra unei sume de bani, m-au înjurat. Și nu doar pe mine, ci și pe amicul cu care eram atunci. M-am îndepărtat și am reușit să le fac o fotografie, să afle lumea și să nu dea bani, a explicat șoferul din Brașov pentru brașovtv.com. Salariul rămâne și în 2018 principalul criteriu în funcție de care românii își aleg cariera, angajatorul și chiar orașul în care vor să locuiască și să lucreze. Media salarială la nivel național crește proporțional cu numărul angajatorilor existenți în fiecare oraș, cu industria din care fac parte, dar și cu amploarea acestora, conform unui studiu de specialitate. Bucureștiul, centrul financiar și de business al țării, este nu doar cel mai mare angajator din România, ci și cel care oferă cele mai bune salarii pentru candidați. Astfel, câștigul mediu net din capitale este de 2.723 de lei pe lună. Următorii în topul celor mai bine plătiți angajați din România sunt, conform studiului realizat de platforma de recrutare eJobs România, cei din Cluj, care încasează lunar în medie 2.664 de lei. La scurtă distanță de aceștia se află angajații din Timiș, care raportează o medie a veniturilor de 2.656 de lei. Județele mai mici din vestul și din centrul țării vin cu următoarele cifre la capitolul medie salarială: Alba 2591 de lei pe lună, Harghita 2539 de lei și Brașovul și Sibiul cu câte 2513 lei. Locuitorii orașului Brașov, care își conduc rudele sau cunoștințele pe ultimul drum, au din această toamnă o capelă și o casă rece modernizată. Instalația de climatizare a fost schimbată, iar în locul mozaicului s-a pus gresie.
Anul acesta, firma care administrează cimitirul s-a mobilizat, a făcut o investiție destul de importantă, de aproximativ 340.000 de lei și a reabilitat atât capela, Casa Rece și întreaga zonă, iar municipalitatea a asfaltat toate aleile din cimitirul municipal. Reprezentanții cimitirului municipal nu i-au neglijat nici pe cei cu dizabilități și au fost amenajate pentru aceștia rampe de acces, de asemenea au fost renovate și grupurile sanitare. În cursul acestui an au fost renovate și clădirile administrative, în care au fost amenajate toaletele și vestiarele pentru angajații serviciului. Studenții Universității Transilvania din Brașov au avut ocazia să asiste la un moment extraordinar. Invitatul special al Muzeului de Istorie, profesorul Mircea Vladimir Bârsan, le-a prezentat studenților o mică parte din arta imaginii. Acesta le-a explicat cum se realizau fotografiile când nu exista tehnologia de astăzi și care este importanța imaginii. Este bine ca anumite lucruri să se petreacă și când este încă în viață cel care le-a pus pe roate. Chiar dacă am 85 de ani, pentru mine vârsta nu contează. Din acest moment, întreaga arhivă cinematografică a vechiului studio Dacia Felix, coordonată de domnul Mircea Vova Bursan, a încăput pe mâini bune. Sperăm să fie valorificată cât se poate de bine. Am fost aici și pentru a-l felicita pe domnul Bursan pentru întreaga lui carieră, pentru modul în care s-a implicat în comunitatea brașoveană. Studenții au fost încântați de inițiativa pe care au avut-o reprezentanții Muzeului de Istorie și își doresc să mai revină și pentru alte proiecte. Monument ridicat în premieră națională la Brașov. În curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Schiei Brașovului a fost dezvelit la începutul săptămânii bustul diaconului bisericesc Coresi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Acesta este primul bust din România dedicat celebrului cărturar român. Statuia a fost realizată în totalitate din bronz de artistul brașovean Radu Ciobanu. Calitatea bronzului este foarte bună. Acum depinde. Partea de pregătire este mai complicată, adică schițe, proiecte și când ai foarte bine proiectul în creier, lucrarea devine destul de ușor de făcut. Dar partea de pregătire e foarte complicată. Pregătire psihică. Prima statuie dedicată lui Coresi, cu adevărat statuie, pentru că comuniștii ne-au mai dat o statuie Coresi care nu seamănă deloc cu Coresi și nu corespunde absolut deloc cu simbolul Coresi și o ținem ca statuie, dar noi punem inscripția pe ea pentru că nu seamănă cu Coresi și nu corespunde adevărului istoric. Diaconul Coresi a fost traducător și meșter tipograf. Rămâne editorul primei cărți tipărite în limba română. A editat de-a lungul vieții aproape 40 de titluri de carte, care au fost tipărite în sute de exemplare. Festivalul Etnovember revine la Brașov în acest weekend. Cea de-a 21-a ediție a evenimentului începe sâmbătă de la ora 13 la aula Universității Transilvania. În cadrul festivalului, brașovenii, dar și turiștii pot participa la expoziții inedite, la evenimente dedicate copiilor, dar și la concerte. Un moment special dedicat centenarului Marii Uniri va fi susținut de trupa Trei Parale. Este o trupă deosebită în peisajul muzicii semi-tradiționale, dar și inovative românești. Sunt patru tineri care cântă la instrumente vechi, de la daierea, la caval și la varii fluiere. La categoria expoziție avem câteva expoziții foarte importante. Una dintre ele este rezultatul unui workshop internațional de design între Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie a Lemnului și New Design University din St. Polten din Austria. Pentru mine acest festival reprezintă un prilej de bucurie, un prilej de a-mi întări relațiile cu colegii mei, de a lega noi prietenii, de a descoperi noi manifestări artistice. Programul complet al festivalului Etnovember poate fi consultat pe site-ul Universității Transilvania. Bugetul alocat evenimentului este de 65.000 de lei.
Bun găsit tuturor! Angajări în creșele din Brașov. Serviciul public de administrare creșe a scos la concurs 15 posturi, atât pentru persoanele cu studii superioare, cât și pentru angajații necalificați. Unele sunt pe perioadă nedeterminată, altele pentru durate mai scurte de timp. Cele mai multe locuri de muncă disponibile în creșe sunt pentru îngrijitoare, pentru care sunt necesare studii medii, însă se caută și medici, asistente sau educatori. În acest caz, fiind necesare studiile superioare, dar și o vechime minimă în muncă. Concursurile pentru ocuparea posturilor vor avea loc luna viitoare. Creșele brașovene oferă 805 locuri, iar pentru acest an școlar au fost înregistrate 1457 de cereri. Au rămas astfel în așteptare 765 de solicitări. Banca Transilvania a anunțat că, începând cu 24 decembrie 2018, va adăuga noi comisioane. Conducerea băncii a trimis deja scrisori clienților săi în care îi informează că o mare parte din tranzacțiile efectuate de persoanele fizice cu cardul de credit vor fi comisionate. Comisioanele sunt aceleași cu cele percepute de bancă la retragerea de numerar de la bancomat pentru fiecare tip de card. Nivelul acestora este de aproximativ 1% din suma retrasă. În ultimii 2 ani, Banca Transilvania a introdus o serie de comisioane noi la mai toate produsele pe care le are în portofoliu. Cu peste 13% cotă de piață, Banca Transilvania este a doua unitate de profil din România. Moneda europeană a fost cotată la 4,65 lei de bani. Dolarul american valorează 4,13 lei, iar francul elvețian costă 4,09 lei. Valoarea gramului de aur a scăzut și a ajuns la 159 de lei și 49 de bani.